Sunt mama unui băiețel de 12 ani. Am fost la primele simptome de răceală, am fost cu dânsul la medicul de familie. S-a prescris rețetă, asta fiind luni. Am continuat rețeta la sfatul medicului de familie. În continuare, copilul se simțea și mai rău, n-a dat nicio stare de ameliorare în 24 de ore. Marți, a doua zi, copilul a continuat cu febră foarte puternică și a stat numai în pat, refuzând orice alimentație, doar ceaiuri. Începând de la ora 2, i-am administrat... La 2 sau la 14? La 14, da. I-am administrat copilului ibuprofen pentru febră, măsurându-i din oră în oră temperatura. Am continuat cu Teraflu, cu Parasinus în zadar. La ora, în jurul orei 18, i-am luat temperatura, avea undeva la 39,8. Am solicitat ajutorul ambulanței Onești. A sunat la 112? Da, am sunat la 112. Așa. S-a prezentat echipajul. A constatat copilul că este febril, răspunzându-mi că așteptați doamnă să-și facă efectul tratamentul medicului de familie. Ce temperatură avea? 39,8. Ați fost îngrijorată? Bineînțeles, la o febră atât de mare și nu dădea înapoi măcar o unitate, două, nimic, niciun rezultat. A fost preluat copilul de către Salvarea Venită? Nu, mi s-a dat sfaturi doar să, dacă în continuare temperatura va fi peste 39 de grade, să-i dau jumătate de algolcamin. Atât. Și a zis că nu este caz urgent, că să nu mă îngrijorez, că o să-i treacă, că o să mai facă ceva febră. Și a plecat Salvarea? Și a plecat Salvarea. Bun. Ce s-a întâmplat în continuare? Copilul a mâncat un pic de ciorbiță, foarte puțină, și s-a pus singur în pat. L-am lăsat cam un sfert de oră, 20 de minute, m-am dus din nou la dânsul să iau temperatura, 39,9, deci în loc să scadă, parcă mai mult creștea. Atunci am zis să-i dau jumătate de algolcamin, cum a spus doamna de pe ambulanță. Efectiv, algolcaminul ăla nici nu a apucat să ajungă în stomac, că a vărsat tot, nu știu, un lichid negru, maro. V-a speriat? Da, da. M-am speriat destul de tare. Am îmbrăcat copilul, am luat actele și am fugit cu mașina proprie la ambulanță. La, unde? La Spitalul Onești. La urgență? Da, din nou. Așa. Am insistat să-mi-l preia cu toate. Mai erau persoane acolo care așteptau? Erau și mai erau trei copii. Doi copii mai erau. În afară de băiețelul meu, mai erau doi. Și nu... Am spus că are febră. Cât a stat acolo? Am stat cam o oră până prima dată l-a preluat, l-a înscris. Am așteptat o oră, am spus că are febră. Nu i-a spus că e foarte grav copilul, că se simte rău, că e... Acolo... Cum au reacționat personalul de acolo? Cum? Calm, ca și cum n-ar fi nimic deosebit. S-a așteptat? Da, s-a aștept și atât. S-a aștept. Și sincer, nici n-am mai fost atentă. Sincer, n-am mai fost atentă la... multe lucruri din jurul meu, decât la faptul că era total o nepăsare. O nepăsare, care bea cafea, care glumea, care făcea șotii, ca și cum n-ar fi un spital. Nu știu, și cam cum dar noi era, n-am fi... Nu era doctor acolo sau ce s-a? Nu știu, nu pot să-mi explic. Nu pot să-mi explic. Și până la urmă a fost internat? L-a internat în cele din urmă. Care credeți că este... cel mai rău lucru din tot ceea ce vi s-a întâmplat până acum? Mai am experiențe neplăcute în legătură cu spitalul Onești. Nu aș spitalul vrea... sau cu urgența? Și cu urgența și cu... Mm-hmm. Dar... Ați mai auzit? Mai sunt asemenea situații? Foarte multă lume nemulțumită. Mm-hmm. Știu un caz, acum anul trecut, parcă, am dus tot cu același copil, avea sângerări puternice pe nas. Foarte mult tratament, în cele din urmă a fost operat. Dar era o bătrânică și spunea domnul doctor că vii la ora asta pentru nimica toată. Știu că bătrâna se plângea, au, dânsul a zis că la ora asta vii pentru nimica toată, n-ai medic de familie. Eu nu cred că se duce nimeni la spital că se simte bine sau că îi place să fie acolo sau că vrea să ducă în vacanță, în holiday.
Eu cred că tot omul care se duce la spital se duce din necaz, de supărare, de boală, de... Așa nu s-ar mai duce nimeni la spital dacă s-ar simți toată lumea bine. Ați fost nemulțumită că nu v-a fost preluat copilul mai repede? Era într-o stare atât de gravă încât... Vă spun sincer, era ca o legumă. Eu, având experiențe neplăcute cu același copil care pur și simplu a căzut în inconștiență în brații, eu n-aș fi vrut să mai repete. Care persoane credeți că sunt vinovate de această situație? Nu știu, o mai bună gestionare, nu știu cine se ocupă cu așa ceva. Nu spun, poate nu este nici personal suficient, dar este și multă, multă nepăsare. Multă nepăsare. Sunt plătiți din banii noștri. Este foarte multă nepăsare și dezorganizare. Eu așa consider, din punctul meu de vedere. Eu dacă mă duc la serviciu și nu-mi fac datoria, sunt penalizată. Sau dacă nu-mi pasă de ceea ce fac și fac din mântuială, sunt penalizată. Și nu mi se dă nici ciubuc, nu mi se dă absolut nimica. Deci eu așa consider o dezorganizare și foarte multă nepăsare față de semenii noștri. Cui mai doriți să transmiteți un mesaj prin această intervenție televizată? Deci, păcat de spital, ca și materialii, este foarte dotat. Dar parte din personal lasă foarte mult de dorit. Nu toți. Nu generalizez că nu sunt toate doamnele asistentii rele sau toți domnii doctori răi. Nu generalizez, dar o foarte proastă dezorganizare, mai ales la primirii urgenții. Spitalul este finanțat de către primărie. Probabil ar trebui verificați. Dacă nu știm de frica cuiva, probabil nu ne interesează. Cine credeți că din partea primăriei ar trebui să se mai ducă din când în când? Probabil toți cei din staful primăriei, dacă au copii, sper că nu sunt privilegiați și sunt bolnăvesc, să vadă cam cum ar fi tratat omul de rând. Când ajunge bolnav acolo, nu știu ce să zic. Ce altceva mai doriți să completați? Nimic, asta este tot. Nu știu ce aș putea să mai zic. Asta este tot, nu... Doriți ca mesajul dumneavoastră... Măcar la primirii urgenții, da, mi-aș dori. Măcar pe viitor. Deci ca oneștenii să știe... Să deschidă ochii. Da, Să ia atitudine. Nu neapărat prin vorbi jignitoare, nu neapărat prin, dar trebuie luat atitudine. Sunt copiii noștri la mijloc. Poate 5 minute poate salva o viață sau poate se întâmplă ceva mult mai grav și poate fi salvat, nu știu. Indiferent că este bătrân, om de rând sau copil. Să vedem cât impozit și cât CNAS-ul ni se ia din futurașul ăla amărât de salariu, pentru care trage minim pe economie. Sunt banii noștri acolo și nu merităm să ne fim tratați așa, ca niște gunoaie.